Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Este ora 18, domnilor, domnilor, bună seara, începe cel mai important buletin de știri al zilei, iată titlurile ediției. În Chișinău e cod roșu de alertă epidemiologică. În Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase toate locurile sunt ocupate. Cei mai afectați sunt copiii. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru mâine noi prețuri record atât la benzină cât și la motorină, din cauza creșterii prețurilor pe piața internațională. Magistrații au emis astăzi un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele fostului deputat democrat Constantin Botnar și a fost dat în urmărire internațională. Autoritățile municipiului Chișinău semnalează că numărul îmbolnăvirilor de COVID crește alarmant în rândul copiilor. Cei mai afectați sunt micuții care sunt în primii ani de viață. Doar în spitalele din Chișinău sunt internați aproape 200 de copii bolnavi de COVID. Într-o singură săptămână au intrat în carantină 26 de clase de elevi, iar numărul celor infectați s-a dublat. Pe fondul răspândirii tulpinii Omicron crește și presiunea asupra sistemului medical, iar în spitale sunt tot mai puține locuri pentru pacienții bolnavi de COVID. Din cauza numărului mare de îmbolnăviri, de azi în Chișinău e cod roșu de alertă epidemiologică. La Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase, toate locurile sunt ocupate. Aici se tratează de COVID 80 de copii, iar jumătate dintre ei au mai puțin de un an. Celelalte paturi din secție sunt ocupate de mamele acestora, care la fel sunt infectate. În aceste condiții au fost activate noi paturi pentru pacienții bolnavi de COVID la Spitalul Valentin Ignatenko. Specialiștii spun că în scurt timp nici acestea nu vor fi suficiente, că sunt aduși permanent copii infectați din toate raioanele Republicii Moldova. Situația este alarmantă și din punctul de vedere că în anumite cazuri se suprapune și infecția gripală și atunci devine un caz pentru tratament mai complicat. Avem copii care au sindromul febril primul plan, febră înalt, febră persistent, chiar peste, avem cazuri peste 40-41, avem semne de insuficiență respiratorie, bronșolite, tusă umedă, rinoree, stare de rău general. Mai un tablou clinic mai accentuat și mai exprimat decât au fost cele precedente. Potrivit medicilor, formele grave de COVID la copii sunt însoțite de bronșită sau pneumonie. Copiii de până la un an se infectează cel mai des de la părinți. Dacă e să vorbim de copii de vârstă mică, excludem, ne stăruim la maxim să excludem contactele cu persoanele străine, să prevenim venirea în familia careva musafiri, careva rude. Săptămâna trecută au fost raportate 171 de infectări cu COVID în rândul elevelor din Chișinău, cu 80 de cazuri mai mult decât cu o săptămână mai devreme. Au fost testați pozitiv și 52 de profesori, astfel 26 de clase din 21 de instituții de învățământ au fost plasate în carantină. Doar la liceul teoretic Principesa Natalia Dadiane, 7 clase au intrat în carantină, iar elevii învață de la distanță. Desigur că apelez la conștiința tuturor și îndeosebea părinților. Noi nu știm ce se face acasă, în situațiile când unul din membrii familiei s-a îmbolnăvit. Și avem frică și desigur că rezerve mari să nu trecem cu toții la sistemul online. Autoritățile spun că în același timp în mai multe instituții de învățământ se încalcă regulile sanitare. Nu se păstrează distanța de cel puțin un metru între elevi în pauze. Majoritatea elevilor, dar și o parte din cadrele didactice, nu poartă măștile faciale de protecție. În clasele primare, părinții de regulă aduc copiii până la școală, uneori până în sălile de studii, fără a purta masca de protecție. Numărul cazurilor de COVID crește și în rândul adulților. În total, în spitalele municipale sunt internați peste 500 de pacienți bolnavi de COVID, dintre care 26 sunt în stare gravă. Săptămâna trecută, în Chișinău a fost cod portocaliu de alertă epidemiologică. Astăzi, însă, Agenția pentru Sănătate Publică a instituit cod roșu în Chișinău, unde se înregistrează peste 450 de infectări la 100.000 de locuitori.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru mâine prețuri record atât la benzină cât și la motorină. Reprezentanții ANRE spun că scumpirea carburanților este dictată de creșterea prețurilor la produsele petroliere pe piața internațională. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri plafon pentru mâine la carburanți. Un litru de benzină se va vinde cu 22 de lei și 15 bani, cu 15 bani mai mult, iar un litru de motorină se va scumpi cu 21 de bani și va costa 19 lei și 5 bani. Un groaznic, ceva strașnic. Lumea, cum vedeți, majoritatea îmblă cu mașini și bate lunar foarte tare. Banii ăștia au putut să cheltui pentru nepoți, pentru copii, pentru alte chestii. Dar cum hrănim companiile acestea? La fiecare alimentar eu alimentez plinul, fac. Și alimentez și pun o 300 de lei în iese în plus. Plănuim când avem nevoie ceva și facem mai multe lucrări într-o circulație. Dar, de mă rog, asta e viața noastră. Da, se simte. Adică dacă făceam plinul înainte cu 500 de lei, acum trebuie să scoatem 700 de lei. Se simte. Experții în energetică spun că scumpirile reflectă creșterea prețurilor la produsele petroliere pe piața internațională. În ultimele săptămâni, cotațiile Platts s-au majorat cu aproape 21% în cazul benzinei și cu 23% în cazul motorinei. Ține de evoluția prețurilor la produse petroliere pe piața internațională și doi factori care țin de Republica Moldova. Cursul valutar, care în principiu nu s-a schimbat mult. Dar al doilea factor important care a contribuit tot cam jumătate din creșterea care a avut loc la benzină se datorează creșterii accizelor. Pe termen mediu sunt presiuni mai mari pe creșterea prețurilor la gaz decât pe prețurile la produse petroliere. Prețurile plafon la noi vor reflecta cotațiile internaționale. Dacă ele vor merge în sus, nu avem cum să evităm niște creșteri de prețuri și pe intern. Reprezentanții majorității parlamentare spun că supraveghează cum sunt plafonate prețurile la benzină și motorină în raport cu valoarea carburanților care se înregistrează pe piața internațională. Astăzi avem o cotație, cea mai mare cotație din ultimii 7 ani. Din păcate, inevitabil, această majorare se reflectă și la prețurile de la pompă. Desigur că noi monitorizăm piața dată, evident, urmărim cotațiile internaționale să vedem să ne asigurăm că se respectă. Ceea ce trebuie să facem noi ca autorități este să stimulăm, să încurajăm creșterea veniturilor. Deputatul PAS Radu Marian a solicitat astăzi Consiliului Concurenței să investigheze cum sunt stabilite prețurile în domeniile industriei alimentare și construcțiilor. Deputatul a cerut să fie identificați agenții economici care au majorat prețurile în mod abuziv. Scumpirile se țin lanț peste tot în lume. Prețul energiei electrice a atins noi recorduri în Estonia. Potrivit companiei de transport de energie din țara Baltică, costul curentului electric a crescut cu 345% în ultimul an. Autoritățile estoniene importă jumătate din electricitate din Finlanda, țară dependentă la rândul ei de energie din Suedia. Din cauza creșterii cererii în Germania și Danemarca, nu rămâne suficientă energie pentru întreaga regiune. Estonia mai importă și din Belarus și Rusia, însă livrările de acolo au scăzut considerabil. Creșterile de preț nu sunt o problemă doar pentru Estonia. În regiunea Baltică, unele țări se confruntă și cu rate mari ale inflației. Președintele Republicii Moldova cere ca majorările de preț din ultima perioadă să vină la pachet cu compensații pentru cetățeni. Maia Sandu solicită guvernului să identifice în următoarele zile soluții pentru a mări compensațiile la energia termică, iar în cazul în care va crește tariful la gazele naturale, să fie crescute și compensațiile pentru gaze. Îngrijorată de situația socială este și instituția Avocatului Poporului. Am discutat cu colegii din Parlament și Guvern despre facturile mari la agentul termic și la gaze, care sunt o consecință a creșterii continue a prețului la gazele naturale pe piața europeană. Am stabilit că este nevoie de măsuri suplimentare de ajutorare a consumatorilor pentru achitarea agentului termic, a afirmat șefa statului. Și avocatul poporului s-a arătat îngrijorat de creșterea tarifelor la resursele energetice și la prețurile mărfurilor de consum. S-a solicitat Guvernului să elaboreze mecanisme de susținere
susținerea populației și în special a persoanelor din grupuri vulnerabile, să asigure compensarea cheltuielilor în legătură cu majorarea în lanța tarifelor la resursele energetice și pentru serviciile comunale, majorarea prețurilor la produse alimentare și cele de consum pentru a nu admite aprofundarea sărăciei și excluziunii sociale a acestor categorii de persoane, care este contrară demnității umane, pentru a asigura o justiție socială și realizarea dreptului la protecție socială. Contactată de TVR Moldova, purtătoarea de cuvânt a premierului Natalia Gavriliță a declarat că guvernul lucrează deja la mecanismul de compensații. Acest mecanism, echipa de miniștri lucrează încă de săptămână. Pachetul nou de compensație va face în baza creșterii tarifelor. Atunci când tarifele vor crește, în baza lui se va anunța și mecanismul de compensare. Și în cazul în care tarifele la gaz într-adevăr vor crește, acesta va fi făcut public și toată lumea va fi informată. Între timp, analiștii politici susțin că autoritățile reușesc să gestioneze bine criza energetică, inclusiv datorită contractului semnat în octombrie cu gigantul rus Gazprom. S-ar putea, peste un an, doi de zile, ca această formulă care astăzi ne dă bătăi de cap să fie una care să mai zicem, domnule, a fost utilă. Guvernarea este prinsă într-o capcană, capcana crizelor, multiplelor crize pe care nu această guvernare le-a generat. Sunt crize globale și criza pandemică și criza prețurilor. Tarifele la gazele naturale pentru populație pot din nou să crească după ce de la 1 ianuarie Gazprom a mărit cu $200 prețul de livrare al gazelor pentru Republica Moldova de la 450 la $646 mii de metri cubi. Moldova Gaz va decide în următoarele zile dacă va solicita o majorare de preț către consumatori. Subiectul va fi discutat astăzi la emisiunea Punctul pe Azi. Invitatul jurnalistului Vasile Muntanu este vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Basarabencele care îngrijesc bătrânii în Italia ies la pensie mai târziu decât cei care muncesc în alte domenii. Ce criterii trebuie să îndeplinească pentru a beneficia de pensii decente? Aflați imediat în Telejurnal. Deputații revin din vacanță de iarnă. Din 1 februarie va începe sesiunea ordinară de primăvară-vară a Parlamentului. Convocarea legislativului în ședință plenară se va efectua la propunerea biroului permanent al Parlamentului după pregătirea proiectului ordinii de zi. În prima etapă, parlamentarii vor lucra în comisiile permanente și în cadrul fracțiunilor. Deputații vor aborda mai multe subiecte importante pe platforma comisiilor care urmează să se întrunească în ședință începând din această săptămână. De asemenea, mai multe comisii vor organiza consultări publice pe marginea unor proiecte de lege. Acum nu sunt încărcate toate documentele, va necesita puțin timp. Electronic. Magistrații au emis astăzi un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele fostului deputat democrat Constantin Botnar. El este dat în urmărire internațională și s-ar afla la Londra. Botnar este învinuit într-un dosar penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Constantin Botnar a fost citat astăzi la judecătorie deoarece nu s-a prezentat. I s-a aplicat măsura arestului preventiv în lipsă și a fost dat în urmărire internațională. Arestul preventiv a fost dispus în vederea anunțării lui în căutare internațională pentru extrădare autorităților de la Chișinău în scopul continuării investigațiilor în dosarul anunțat public de PC Cox în data de 19 decembrie 2021. Constantin Botnar este învinuit de complicitate la depășirea atribuțiilor de serviciu și instigarea la falsificarea actelor publice fapte comise în iunie 2019. La indicația lui Vlad Plahotniuc s-a făcut presiune asupra fostului director al Agenției Servicii Publice pentru obținerea de buletine de identitate și pașapoarte cu încălcarea prevederilor legale pentru persoane din anturajul lui Plahotniuc. Într-un mesaj video, Constantin Botnar a declarat recent că în 2019 a emigrat cu familia în Marea Britanie și califică drept incorrectă darea sa în căutare prin Interpol. El a anunțat că a cerut prin avocații săi crearea unei comisii rogatorii pentru a fi cercetat în Marea Britanie. Constantin Botnar susține, cităm, tot ce îi se întâmplă este pus la cale de foștii săi oponenți politici care astăzi sunt la guvernare.
Dorel Mustață și Victor Micu, membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii, sunt în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Cei doi ar fi votat o decizie de atribuire a unor grade de calificare mai multor judecători, inclusiv și pentru ei. Între timp, inspectorii de integritate au verificat averea procurorului Remus Moroz, unul dintre cei 14 candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Investigațiile în cazul Dorel Mustață și Victor Micu au fost pornite în baza unei autosesizări după ce un post TV a difuzat imagini de la ședința CSM în care cei doi au participat la o procedură de vot în care erau direct vizați. Inspectorii de integritate trebuie să stabilească dacă acțiunile lor reprezintă o încălcare a legii pentru că și-au acordat singuri grade profesionale. Autoritățile susțin că de-a lungul timpului Dorel Mustață și Victor Micu au fost implicați în mai multe conflicte de interese. Agenția Națională de Integritate a mai anunțat astăzi că a dispus un control pe averea unui procuror de la Orhei, dar și a trei funcționari publici de la MAI, Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal de Stat. Săptămâna trecută, inspectorii de integritate au identificat două încălcări ale legii speciale a ANI, care au fost săvârșite de către un ex-rector al unei universități de stat și un funcționar din cadrul biroului Vamal Nord. Autoritatea Națională de Integritate a verificat și averea lui Remus Moroz, procuror șef adjunct interimar al Procuraturii Raionului Strășeni. Ancheta a pornit în urma unei sesizări făcute de Serviciul de Informații și Securitate. Anchetatorii spun că Moroz și fosta lui soție ar fi beneficiarii unui automobil de lux de peste 50.000 de euro, înregistrat însă pe numele unei rude. S-a constatat că în contractul de leasing soției Moroz sunt persoanele cu drept de folosință, iar datele poliției de frontieră arată că ei sunt cei care au traversat frontiera cu mașina. Mai mult, cumnata procurorului, pe numele căruia este înregistrat automobilul de lux, nu avea mijloace financiare suficiente pentru achiziție, veniturile ei fiind extrem de mici. Procurorul Remus Moroz este unul dintre cei 14 candidați la funcția de membru în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Controversatul om de afaceri Vaceslav Platon a pierdut în instanță dreptul de proprietate asupra clădirii Casa Modei și a fostului sediu al companiei de asigurări Asito din Chișinău. Curtea de apel Chișinău a stabilit că ambele clădiri vor rămâne în proprietatea unei companii deținute de Vladimir Rusu. Curtea a anulat în acest fel decizia primei instanțe prin care cele două imobile i-au fost atribuite lui Vaceslav Platon. În primăvara, procurorul general Alexandru Stoianoglu semnase 6 ordonanțe, în urma cărora imobilele ajunse în gestiunea lui Platon au fost returnate unei societăți comerciale deținute de Vladimir Rusu. Continuăm cu alte știri. Basarabencele care îngrijesc bătrânii în Italia sunt nemulțumite că, potrivit noii legislații, din această țară vor putea ieși la pensie abia la 67 de ani, cu 4 ani mai târziu decât cei care muncesc în alte domenii. Experții spun însă că principala îngrijorare a badantelor trebuie să fie atingerea stagiului de muncă și obținerea unor salarii mai mari. Stella Balan are 59 de ani și este originară din raionul Cantemir. Femeia a muncit 19 ani în Italia, iar timp de 10 ani a fost îngrijitoare. Mărturisește că a fi badantă nu este deloc ușor. Este o muncă istovitoare atât din punct de vedere fizic cât și emoțional. Badanta așa și înseamnă badare, ave grijă. Depinde tot de tine. 24 din 24. Noi lucrăm și fără sărbători, și fără duminici, și fără Paști, fără Crăciun. Din partea rudelor trebuie să avem o lecuțică de, spunem, căldură omenească, o leacă de respect. Foarte des lipsăști și atunci lucrul e și așa e greu, dar când și rudele se mai comportă urât cu tine, atunci... Autoritățile italiene au decis ca vârsta de pensionare pentru îngrijitoare să crească de la 63 de ani la 67 de ani, iar asta pentru că munca nu este considerată a fi una grea. La badantele care lucrează, fac acest lucru, eu aș propune să fac și un monument. Nu numai să le înscrie în lista celor mai grele. Vă închipuiți când lucrez cu o femeie, cu o bătrână bolnavă de Alzheimer, care de la persoană la persoană, boala de Alzheimer e diferită. Sunt agresivi, sunt care te lovesc, sunt care urlă toată noaptea. Femeile astea care lucrează cu dânsele, ele se îmbolnăvesc foarte, foarte repede.
Nici salariile pe care le primesc îngrijitoarele nu sunt foarte mari. Salarii mici înseamnă contribuții mici și, respectiv, o pensie mică. Atrag atenția specialiștii care îi ajută pe basarabenii întorși acasă din Italia să-și obțină pensiile meritate. Experții spun că basarabenii care muncesc peste hotare trebuie să fie îngrijorați mai mult de stagiul de muncă de 20 de ani și de mărimea salariilor primite decât de vârsta de pensionare. Chiar dacă vârsta s-ar fi coborât în jos și ar fi rămas un stagiu de contribuții de minim 20 de ani, iarăși pentru cetățenii din Republica Moldova, lucrul ăsta nu ar fi fost văzut ca un lucru avantajos, deoarece foarte multe persoane nu au, în primul rând, stagiu minim de 20 de ani și alt doilea lucru, foarte multe persoane nu cunosc că, de fapt, în stagiul ăsta este necesar să fie contribuții foarte mari. În vara anului trecut, autoritățile din Italia și din Republica Moldova au semnat la Roma un acord în domeniul securității sociale. Potrivit documentului, basarabenii care au muncit în Italia vor beneficia de pensie din partea acestui stat la atingerea vârstei de pensionare. Același acord prevede că până a ieși la pensie, basarabenii vor fi asigurați cu un venit sub formă de prestații sociale în cazul unor accidente sau îmbolnăviri la locul de muncă. Italia este una dintre țările în care sunt stabiliți cei mai mulți basarabeni plecați la muncă peste hotare. Un bărbat din Orhei a fost reținut pentru trafic de droguri, ce substanțe și obiecte interzise a găsit poliția la domiciliul său. Vedeți peste câteva momente în telejurnal. Președintele Parlamentului Igor Grosu și alți deputați s-au imunizat azi cu cea de-a treia doză de vaccin împotriva COVID-19. Parlamentarii au îndemnat din nou populația să se vaccineze împotriva coronavirusului pentru a reveni la viața normală. Tot astăzi, Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că 60% dintre angajații instituției s-au vaccinat deja cu doza booster. Pentru imunizare, cetățenii se pot adresa medicului de familie sau la orice centru de vaccinare. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în Republica Moldova s-au vaccinat cu schema completă aproape 1 milion de cetățeni. Peste 106.000 de persoane și-au administrat doza booster. În centrele medicale sunt disponibile vaccinurile Moderna, Pfizer, AstraZeneca, ca Sinopharm și Sinovac. Un bărbat de 28 ani din Republica Moldova a încercat să transporte ilegal în România 870 de pachete cu țigări. A fost prins noaptea trecută la Vama Cahul și avea toată marfa de contrabandă ascunsă într-un automobil cu numere de înmatriculare românești. Țigaretele erau dosite în tavan, în roata de rezervă, bancheta din spate și în compartimentul motorului. Potrivit vameșilor, bărbatul intenționa să comercializeze țigările pe Piața Neagră din Uniunea Europeană. Nu a mai apucat pentru că tutunul, dar și automobilul au fost confiscate. Contrabandistul riscă și o amendă de până la 60.000 de lei. Un bărbat de 36 de ani din Orhei a fost reținut pentru trafic de droguri. Potrivit poliției, acesta face parte dintr-un grup infracțional specializat în comercializarea marihuanei. La domiciliul individului și într-o locuință situată pe malul unui lac din Orhei, oamenii legii au depistat 5 borcane, o cutie și o cisternă de 50 de litri cu marihuana. Polițiștii au mai găsit cartușe și telefoane mobile. În total au fost ridicate 8 kg de droguri în valoare de 2 milioane de lei. Suspectul anterior condamnat pentru infracțiuni similare riscă până la 15 ani de închisoare. Tragedie într-o familie de basarabeni stabilită în Portugalia. Fiul lor în vârstă de 18 ani a fost înjunghiat mortal, iar vinovații nu au fost prinși. Crima s-a produs în urmă cu 10 zile în orașul Almada, când mai mulți indivizi l-au așteptat pe băiat la o stație de metrou și l-au înjunghiat de mai multe ori. Potrivit martorilor, victima a murit până la sosirea ambulanței. Părinții băiatului sunt revoltați de faptul că niciunul dintre cei 4 presupuși ucigași nu a fost reținut până acum. Poliția a anunțat doar că investighează cazul. Actorul Anatol Guzic din echipa emisiunii telematinal de la TVR Moldova a primit titlul de artist emerit cu prilejul Zilei Naționale a Culturii. Detalii imediat în telejurnal.
Primăria Chișinău a plătit unei companii de cercetare aproape 1 milion de lei pentru a identifica cele mai importante probleme pe care le înfruntă călătorii în mijloacele de transport public. Autoritățile locale au hotărât să aloce banii, mai ales pentru a afla de ce eșuează implementarea sistemului electronic de plată în troleibuze și autobuze. Oamenii spun însă că sunt probleme mult mai importante ce trebuie soluționate, precum întârzierea în stația mijloacelor de transport, ceea ce le face foarte aglomerate. Cum apreciați calitatea unităților de transport public din municipiul Chișinău? Spre exemplu, troleibuzul. Este foarte bună, bună, medie, proastă sau foarte proastă? Nu cerc în normal. Timp de o lună, reprezentanții companiei de cercetare îi vor întreba pe oameni ce îi nemulțumește cel mai mult când se deplasează cu mijloacele de transport public. Cât de des utilizați transportul public? În fiecare zi, în afară de sâmbătă și duminică. Autobuzul foarte rar merge, mai ales dimineața, e foarte încărcat. Și avem două sate, Grătești, Hulboaca. Cerem mai multe. Ne-am adresat la primăria. E nevoie de mai multe autobuse în oraș, totuși, până la urmă. Eu acum am venit cu un microbus de la Botanica încoace și era imposibil de respirat, nu, ca să stai în microbusul ăsta. Și lumea toată se revolta. De ce circulați atât de rar, că am stat 10 minute, 20 de minute, am înghețat? Unul dintre cele mai importante scopuri ale sondajului este de a afla cât de atractivă e achitarea călătoriilor cu cardul bancar. Unii oameni spun că le este mai comod să achite călătoriile cu bani cash, iar de aceeași părere par să fie și taxatorii. Ce preferați mai mult? Tichetarea electronică sau tichetarea standardă? Adică cardul sau cu bani? Cash. Mai bine cu bani, dar să iau. Discarcă sau se întâmplă că el apare, dacă nu, o lecție când se atinge knopul care nu trebuie și iese alcurcerce. Mai bine a fost cum a fost înainte cu bilete. E ca așa, simplu și astea. Nu complică situația. Da, asta e mai complicat cu mașini casă. La mai bine de un an, de când sistemul de plată electronică e testat în 10% dintre mijloacele de transport public, autoritățile recunosc că procesul decurge anevoios și cu multe dificultăți. Termenul de folosire scurtă a acestor elemente de plată, acestor terminale de plată care erau utilizate, au fost identificate unele probleme în ceea ce ține de schimb de date, operativitatea schimburilor de date, zonele care nu sunt acoperite de rețeaua de telefonie sau de internet. Conform datelor Regiei Transport Electric Chișinău, între lunile mai și octombrie ale anului trecut, au fost achitate cu cardul aproape 220.000 de călătorii, adică mai puțin de 2% din totalul acestora. Potrivit Direcției Transport, rezultatele sondajului realizat de compania de cercetare sociologică vor fi gata în luna martie și vor fi analizate pentru a îmbunătăți serviciile oferite călătorilor. Dezvoltarea proiectelor și eficientizarea relațiilor dintre București și Chișinău au fost printre subiectele abordate la prima întâlnire a ambasadorului Victor Chirilă cu conducerea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Secretarul de stat Adrian Dupu i-a transmis ambasadorului că implicarea instituției pe care o conduce se va axa în 2022 pe atragerea de parteneri în proiecte finanțate de Uniunea Europeană. În mesajul său postat pe o rețea socială, secretarul de stat pentru relația cu Republica Moldova a menționat că direcția nouă a Departamentului pentru relația cu Republica Moldova este de a finanța proiecte cu impact extins și vizibilitate mare, menținând, bineînțeles, linia proiectelor prin care Guvernul României oferă sprijin pentru consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie, care stă la baza relației dintre cele două state. Oficialii au avut un schimb de opinii despre consolidarea relațiilor dintre Chișinău și București. Scopul activității dumneavoastră este și scopul nostru, o mai bună colaborare și vizibilitate a proiectelor derulate de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. În ceea ce ne privește, vă asigurăm de tot sprijinul în dialogul instituțional, a precizat ambasadorul Republicii Moldova la București, excelența sa, Victor Chirilă. Oficialii au decis că pentru a păstra o constantă în relațiile diplomatice, este nevoie de întâlniri desfășurate cu regularitate între conducerile Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova și ale Ambasadei Republicii Moldova în România.
Actorul Anatol Guzic din echipa emisiunii Telematinal de la TVR Moldova a primit titlul de artist emerit. În alta distincție a fost oferită mai multor oameni de artă cu prilejul Zilei Culturii Naționale pentru contribuția substanțială la promovarea valorilor spirituale ale neamului și înaltă măiestrie profesională. Actorul Anatol Guzic mărturisește că această distincție este o onoare și va fi și mai motivat să muncească pentru măria sa spectatorul. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? S-au certat. Cine? S-au certat aici cu Mihai și cu taica său. De ce? Vorbeau despre un oarecare spectacol. Și? Să meargă sau nu? Anatol Guzic este din 2012 actor la Teatrul Național Eugen Ionesco din Chișinău. Titlul de artist emerit al Republicii Moldova i-a fost oferit de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Da, mă simt fericit, mă simt onorat, dar totodată îmi dau seama că nu se încheie aici. Da, e un moment, dar viața continuă, responsabilitatea continuă să existe și după acest titlu, cum a existat și până la acest titlu. Cred eu că îți dai de înțeles că e cineva acolo care e cu ochii pe tine, de aceea fii mult mai atent la ceea ce creezi. Anatol Guzic s-a remarcat în rolurile din spectacolele O istorie foarte simplă, Iubirea la proști sau Peter Pan. Toate rolurile necesită dragoste, afecțiune, indiferent, fie un rol negativ, un rol pozitiv. Trebuie să te îndrăgostești de soarta lor, trebuie să te îndrăgostești. Doar altfel el o să te accepte, doar altfel ai să reușești să-l înțelegi mai bine și respectiv ai să dai viață personajului și împreună vei atinge sufletele sau poate mințile telespectatorilor și spectatorilor. Ceremonia oficială de oferire a titlului de artist emerit va fi organizată în scurt timp de președinție. Aceeași distincție a fost oferită și actorilor Ion Jitar de la Luceafărul și Nadiei Donea de la Teatrul Muzical Dramatic Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul. Titlul de artist emerit se acordă celor care au realizări deosebite în domeniul artei. Spitalul Clinic din Bălți, dar și alte instituții medicale din nordul Republicii Moldova au primit astăzi o donație de echipamente de protecție în valoare de 3 milioane de euro. Ajutorul umanitar a fost oferit de Ministerul Sănătății din țările de jos. La Bălți au ajuns 25 de camioane cu echipament de protecție care conțin 585.000 de măști de protecție, 571.000 de halate medicinale, 586.000 de perechi de mănuși, peste 60.000 de perechi de ochelari și 62.000 de litri de dezinfectant. Moldova is different. It's difficult for people to get protection materials against COVID. And therefore I went to our Minister of Health in the Netherlands and I asked him, can you donate these materials, and it's worth about 3 million euros, what's here now, for Moldova? And he said yes. Donația va fi utilă medicilor care activează în prima linie. Avem peste 400 de angajați care zilnic îi echipăm pentru a acorda asistență medicală pacienților cu COVID. Facilitatea acestui ajutor este semnificativă deoarece ne va permite ca să reducem din costurile cheltuite pe echipament și respectiv vor fi redirecționate pentru asigurarea pacienților cu alte necesități la capitolul medicamente, la capitolul alimentație, la capitolul oxigen. Este foarte important că aceste echipamente au venit în special în regiuni în care noi cunoaștem că spitalele poate nu au așa posibilități din alte cum există în Chișinău, unde sunt totuși concentrate finanțări mai multe. Întrebată despre secția de pediatrie a Spitalului Clinic din Bălți, invadată de gândaci, Ala Nemerenco a declarat că va merge în inspecție pentru a vorbi cu pacienții. Este foarte rău ceea ce se întâmplă. Ține foarte mult de managementul și gestionarea spitalelor. Vă face o vizită la Spitalul Bălți și voi vizita inclusiv acest departament. Vreau să mă conving cu ochii mei care este situația acolo. Săptămâna trecută, pe rețelele sociale au apărut imagini cu gândaci în saloanele secției de pediatrie a spitalului din Bălți. Imaginile au fost postate de o mamă care cere socoteala administrației spitalului. Conducerea instituției a susținut că dezinfectează saloanele, însă gândacii apar din nou din cauza mirosului pe care le emană mâncarea, pe care unii pacienți o primesc de la vizitatori.
Renumitul pictor și artist plastic basarabean Andrei Mudrea s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. E autorul unor cunoscute lucrări de pictură, grafică și sculptură care, potrivit criticilor de artă, ilustrează în stil filosofic schimbările ce intervin în evoluția culturii române. A primit distincții de stat și numeroase premii la concursurile naționale și internaționale, iar multe lucrări au fost expuse în mari orașe din Franța, Germania, Italia, Portugalia sau România. Printre cele mai cunoscute tablouri sunt Sârma ghimpată, Tăcere, Dialog, Ștefan cel Mare și Sfânt sau Eminesciana. Una dintre cele mai renumite sculpturi ale maestrului e Cina cea de taină. Andrei Mudrea s-a născut în 29 aprilie 1954 în localitatea Mitocul Vechi, Orhei. Chinezii au terminat ampla operațiune de pregătire a aeroportului din Beijing în vederea sosirii sportivilor la Olimpiada de iarnă. Ce măsuri sanitare au fost luate, vedeți peste câteva momente în telejurnal. Peste 80 de milioane de americani sunt afectați de iarna grea care a lovit coasta de est a Statelor Unite. În state ca Georgia, vântul a suflat în rafale cu peste 200 de kilometri pe oră. Sunt avariate rețelele de energie electrică și mii de drumuri sunt blocate de arborii căzuți. Autoritățile i-au avertizat pe șoferi că se circulă în condiții grele de iarnă, cauza fiind stratul consistent de zăpadă și poleiul. Multe autostrăzi au fost deja închise, de altfel într-o localitate din Carolina de Nord. Vântul a luat pe sus un tir care circula cu viteză mică pe un pod înghețat. Facebook a suspendat una dintre paginile oficiale din contul Ministerului Rus de Externe sub pretextul că a publicat conținut ilegal. Este vorba despre pagina Autorității Ruse de Reglementare a Telecomunicațiilor. Moscova denunță gestul rețelei de socializare pe care îl consideră un act de cenzură ce încalcă principiul liberei circulații a informației. Ministerul Rus de Externe a cerut restabilirea imediată a contului. Grupul Meta, condus de Mark Zuckerberg, nu a răspuns deocamdată. În februarie anul trecut și contul Twitter al aceleiași delegații a fost suspendat. Continuăm cu alte știri. Perioada reducerilor este în plină desfășurare în Franța, iar marile magazine pariziene s-au pregătit intens pentru a atrage cât mai mulți clienți. Chiar dacă ofertele sunt tentante, lipsește efervescența de altă dată. Comercianții se tem că explozia de cazuri din valul 5 și inflația vor influența cifra de afaceri. În centrul Parisului, lângă Opera Garnier, marile magazine sunt în plină perioadă de solduri. Au marfă pe alese și reduceri care pot ajunge până la 70%. Nu lipsesc nici clienții, cei drept mai puțin ca altădată. Alors moi, le shopping c'est quasiment un sport olympique en ce qui me concerne, donc ça me fait toujours bien de faire du shopping, ça me fait toujours du bien de m'offrir des beaux vêtements et justement de créer les occasions pour les porter. Déjà des moins 50 et des moins 60 effectivement, donc c'est plutôt mieux. Obiceiurile de consum s-au schimbat. Mulți lucrează de acasă, iar oferta platformelor online a devenit o alternativă la îndemână. Les photos, en général, prix des produits, on se rend compte de la matière. Après, une fois qu'on connaît ses tailles, etc., après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'aides aussi hein, sur les sites internet, les guides des tailles, etc., ça aide vachement. Mais ouais, non, je trouve ça plus simple, plus avantageux aussi au niveau des prix. Vu du contexte, il est difficile de savoir comment, de quelle couleur va être cette période de solde. Nous sommes prudents, effectivement, avec le développement d'Omicron, le fait d'avoir nos clients qui sont pour beaucoup en télétravail, nous avons un risque sur la fréquentation. Néanmoins, on reste confiant, les soldes sont un temps fort dans le paysage de nos clients. Înainte de criză, aproape jumătate din cifra de afaceri era asigurată de turiștii străini. Iar în contextul actual, multe familii franceze și-au redus bugetul alocat cumpărăturilor din perioada reducerilor de iarnă. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche.
Novak Djokovic a ajuns în Dubai după ce a fost expulzat din Australia. Ministrul de interne de la Canberra a declarat că numărul 1 al tenisului mondial nu mai are voie să intre în țară timp de 3 ani. Este o restricție impusă de legile australiene care prevăd că dacă unei persoane îi se retrage viza din diverse motive, aceasta nu va mai putea fi obținută decât în anumite circumstanțe. De altfel, premierul Scott Morrison a lăsat o ușă deschisă pentru Djokovic, precizând că ar putea primi permis de a reintra în viitor în Australia cu motive convingătoare. Chinezii au terminat ampla operațiune de pregătire a aeroportului din Beijing în vederea sosirii sportivilor la Olimpiada de iarnă. Fluxul de pasageri va fi organizat minuțios, astfel încât să se evite riscul infectării cu COVID. În capitala Chinei a apărut primul caz de transmitere comunitară a mutației Omicron. După sosirea pe aeroportul internațional din Beijing, participanții la Olimpiadă vor completa declarația medicală și vor face test pentru depistarea antigenului SARS-CoV-2. Apoi vor fi transportați cu mașini speciale la locul de cazare stabilit de organizatori. Jocurile olimpice de iarnă încep pe 4 februarie. Autoritățile chineze afirmă că au pus la punct un sistem sigur prin care cei veniți la olimpiadă, sportivi și personal tehnic, vor fi complet izolați de exterior. Sunt trasee separate atât în aeroport cât și în privința transportului între localitățile care găzduiesc competițiile. Totul e pregătit până în cel mai mic detaliu. Se fac repetiții inclusiv pentru ceremoniile de acordare a medaliilor. Tenismenul Radu Albot s-a calificat în turul 2 al turneului de mare șlem de la Australian Open, dotat cu premii totale în valoare de aproape 34 de milioane de dolari. Sportivul din Republica Moldova l-a învins în 4 seturi pe japonezul Yoshihito Nishioka, care ocupă locul 119 în lume, cu 5 poziții mai sus decât Albot. Partida a durat 2 ore și 36 de minute. Pentru Radu Albot urmează duelul cu australianul Alexander Vukic, locul 144 ATP. Tenismanul basarabean a înregistrat cea mai bună performanță la Australian Open anul trecut, când a ajuns în turul 3. Atunci Albot a reușit să-l elimine pe numărul 13 mondial, spaniolul Roberto Bautista Agut. FC Balcan a învins-o la limită pe Dinamo Plus în derbiul etapei a 10-a campionatului Republicii Moldova la fotbal în sală. Ei s-au impus cu 2-1 și au urcat pe 3 în clasament la egalitate de puncte cu dinamoviștii. După ce s-a impus cu scorul de 24-4 în etapa trecută, FC Balcan a avut parte de un meci dificil cu Dinamo Plus. Au deschis scorul abia la mijlocul primei reprize prin Ion Untilov. În partea secundă, Veceaslav Lisa a dublat avantajul, iar peste câteva minute, Dinamo Plus a redus din diferență prin Oleksandr Vershenin. Pe final de meci, dinamoviștii s-au aruncat cu toată echipa în atac. În ultimele secunde au trimis de 2 ori mingea în bară, dar nu au reușit să înscrie și partida s-a încheiat cu 2-1 pentru FC Balcan. În celelalte meciuri ale etapei, Râmbcom a învins-o cu 16-5 pe Sporting Nisporeni. Nistru a umilit-o cu 17-0 pe ultima clasată, formația Next, iar Click Media a bătut-o cu 8-3 pe Sportul Studențesc. După 10 etape, Nistru și Click Media împart primele două poziții cu câte 24 de puncte. Locurile 3 și 4 sunt împărțite de FC Balcan și Dinamo Plus, care au câte 18 puncte.
Încă un fotbalist din Republica Moldova a debutat în divizia superioară din Italia. Este vorba despre Andrei Moțoc, în vârstă de 19 ani, apărător la formația Salentirana. Fotbalistul basarabean a fost integralist în meciul etapei a 22-a din seria A contra celor de la Lazio, încheiat cu victoria romanilor, scor 3-0. Moțoc este al patrulea basarabean care joacă într-un meci din serie A, după Nicolae Simatoc, Artur Ioniță și Vitalie Damașcan. El s-a transferat la Salentarina în vara anului trecut. În actuala stagiune, formația din Salerno luptă pentru evitarea retrogradării din Serie A, acolo unde a revenit după o absență de 23 de ani. Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat că Andrei Moțoc are șanse mari să evolueze pentru selecționata Republicii Moldova. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Dolarul american se va ieftini cu un ban și va costa 18 lei și un ban. Moneda europeană va avea valoarea de 20 de lei și 56 de bani, cu 7 bani mai puțin. Leul românesc se va cota la 4 lei și 16 bani. Hrivna ucraineană va costa 63 de bani și rubla rusească 23 de bani. Avem o nouă avertizare meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod portocaliu de vânt puternic, care urmează să intre în vigoare în câteva minute la ora 19 și va expira mâine la ora 17. În acest interval se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 18-23 de metri pe secundă. Cum va arăta însă tabloul termic, aflăm chiar acum. Bine v-am găsit în Republica Moldova. Vremea nu se schimbă prea mult, dar sunt așteptate ninsori în majoritatea zonelor, mai puțin în sud. La noapte, minimele vor varia între minus 5 și 0 grade, iar mâine la amiază, valorile termice se vor încadra între minus 3 și plus 2 grade. La Chișinău vor fi minus 4 grade la noapte, iar mâine maxima nu va trece de 1 grad și va ninge. În România, vremea va fi vântoasă în majoritatea regiunilor și meteorologii au emis mai multe avertizări în acest sens, valabile pentru această noapte și pentru ziua de mâine. Cu toate astea, pe parcursul zilei de mâine, cerul va fi variabil, cu unorări mai persistente în nordul, centrul și nord-estul țării, precum și în zonele de munte, unde pe arii restrânse va ninge biscolit și vizibilitatea va fi redusă, iar în est și sud-est, trecător va fulgui. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 7 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Final de telejurnal, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Știrile noastre le găsiți și pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Invitatul emisiunii este viceministrul infrastructurii Andrei Spâniu. Eu sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!